Accidentul petrecut miercuri seară a scos la iveală o problemă gravă a comunității, pe care autoritățile o tratează cu indiferență. Este vorba despre sistemul de supraveghere care este la pământ. În urmă cu câțiva ani au fost achiziționate cu mare tamtam 18 camere de supraveghere și au fost montate în intersecțiile importante, precum și în cartiere și la intrările în municipiu. Anii au trecut și dispozitivele video au rămas în urma tehnologiei. Au fost nenumărate cazuri de furturi sau tâlhării pentru care oamenii legii au solicitat filmările, dar nu au avut ce face cu ele din cauza calității proaste a imaginii. Nu se vedeau numerele mașinilor, iar în cazurile furturilor care se desfășurau noaptea, fețele făptașilor nu se puteau distinge. Pentru că reprezentanții administrației publice locale sunt dezinteresați de orice se întâmplă în municipiu, iar siguranța cetățenilor este cea mai mică grijă a lor, 5 dintre cele 18 camere s-au defectat. De acestea răspunde poliția locală, iar reprezentanții acestei instituții au făcut mai multe demersuri încă de pe vremea fostului șef Auraș Ghiță, pentru ca acestea să fie reparate. Numai că cei care trebuie să deciziile finale nu au făcut-o. Abia după ce a avut loc accidentul de miercuri seară, ieri au fost reparate două dintre cele 5 defecte. Astfel, au rămas nereparate dispozitivele video din intersecțiile din Schei, blocurile Turn și Grui, adică 3 puncte cheie ale municipiului. Tot de pe vremea fostului șef au fost începute demersurile pentru achiziționarea a 28 de camere de supraveghere. Au fost purtate discuții cu reprezentanții unei firme de specialitate pentru achiziție și montaj și în atâta amar de vreme proiectul a rămas la stadiul de discuții. În prezent există o invitație de participare la o licitație, dar mai rămâne ca aleșii locali să aloce fondurile necesare. Putem spune că aceștia au în mâini siguranța câmpulungenilor, pe care o tratează cu indiferență. Aceștia trebuie să arunce cu privirea în comunele din jurul Câmpulungului și să vadă că acestea au dotat intersecțiile și intrările în localități cu cele mai performante sisteme de supraveghere. Din păcate, trebuie să vadă realitatea și să-și dea seama că au rămas cu mult în urma comunelor în domeniile tehnologiei și infrastructurii.